Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem din nou la Pas în 2, emisiunea unde spuneam că nu contează răspunsurile pe care le aflați, pe care le vedeți și le auziți în emisiunea noastră, cât întrebările pe care le punem, întrebări ce sper eu să aibă impact asupra dumneavoastră, asupra vieții dumneavoastră, cât timp suntem înconjurați și bulversați în același timp, repetându-mă cu factorul timp, de știrile care apar pe bandă rulantă, de știrile care merg până acolo încât să ne spună că trăim și suntem în vremurile din urmă. Ați văzut și dumneavoastră recent declarațiile celor mari ale planetei, ce vrea Putin, ce vrea Iranul, cu ce vrea America. Noi suntem undeva România de secole, de multă vreme, suntem undeva la răspântie de drumuri, suntem undeva în un fel de carne de tun, pentru cei mari care iau deciziile inclusiv pentru noi. Câtă vreme gândesc alții pentru noi, am zis că e bine să ajungem în spațiul mioritic la noi în România, să vedem ce probleme avem noi și le-ați văzut nu odată aici la Pas în 2, să vedem cum le putem aborda și rezolva în același timp, pentru că societatea românească în ansamblu ei are foarte multe lucruri de pus la punct acum la peste 27 de ani de existență în democrație. Discutăm în această seară la emisiunea noastră, la Pas în 2, cu doi oameni tineri, doi specialiști tineri, două specialiste tinere care sunt implicate până peste cap în problemele ce țin de autism, tratarea autismului, cât și despre sunt implicate în a face bine în jurul lor. Dincolo de vorbe, trecem la subiect. Nu faceți așa cum se numește verbul a zapa. Nu zapați telecomanda, rămâneți aproape de noi pentru că o să aflați lucruri din premieră și extraordinar de interesante. Să spunem bun venit în studioul nostru pe canapea doamnelor, domnișoarelor, psiholog Andreea Bârzu și Andreea Vereș. Vă spuneam doi psihologi tineri. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că sunteți alături de mine, e sânge proaspăt, sânge în suflu nou, sunteți psihologi dumneavoastră la Centrul Cosma și Damian al modulului integrat Melchisedec de la cimitirul Lazaret, de la noi din Bacău, un loc cu mare, mare importanță istorică și cu mare încărcătură spirituală în același timp și sunteți direct implicate în lucru cu copiii, cu persoanele cu autism. Aș începe cu un lucru pe care de multă vreme vreau să-l aflu și poate-l aflu de la dumneavoastră în atâta vreme cât memoria este proaspătă pe băncile școlii și probabil și dumneavoastră ați scormonit să dăm o definiție exactă, dacă putem exact, încadrat într-un poncif, în cadru, ce este autismul. Am să încep eu. Vă rog, nici nu vreau să pun întrebările direct, deci să ne completăm, bine? Da. Este o tulburare de dezvoltare. Mulți confund autismul cu o problemă psihică. Nu este psihică, este o tulburare de dezvoltare care apare, adică se poate diagnostica după vârsta de 2 ani și poate fi recunoscută prin contact vizual foarte slab, nu reușește să întrețină și să deschidă, practic. Cap-coadă, să duc o discuție, probabil, nu? O conversație cu ceilalți, da. Copil, la copii ne referim, da? La copil, da. Ne-ați spus până în 2 ani. Da. Atenție foarte slabă, da? Are foarte multe stimulări. Simulări? Stimulări. Adică, autostimulări. O să-i vedeți că o flutură din mâini sau mișcări repetitive. Da. Da? Care lor le produce o relaxare, o stare de bine. Așa. Mișcarea repetitivă lor le produce relaxare, dar ar trebui să fie semnal de alarmă pentru noi, ceilalți, mama, tata, probabil familia, care să... Sigur, nu e unul din simptome, cum vă spunea și colega mea, dacă nu râde la, nu zâmbește atunci când îi zâmbește mama, nu interacționează cu alți copii, nu este atras de jucării. Nu răspunde la nume.
contactul vizual și așa mai departe. Clar că este nevoie de un diagnostic de la medicul psihiatru-pediatru, da? Doar el pune diagnosticul, noi ne ocupăm doar de recuperarea copilului. Am înțeles, de ce v-am întrebat? Pentru că medicii de regulă, în momentul când, și asta e o noutate pentru noi, acum se fac primii pași în a diagnostica precoce autismul. Domnule, luați copilul ăsta, nu ține de mine, uitați, e impertinent, e leneș, nu vorbește cu mine. Au fost abordări de genul ăsta din partea specialiștilor. Poate n-ar trebui să discutăm în lipsa lor. Dar s-au confruntat și asta spun de mamele cu care noi am discutat, care au copii bolnavi de autism, care spuneau că medicul de familie, chiar și medicul pediatru, nu și-a dat seama că există să pui un astfel de diagnostic autism. Da, e trist, dar... Da, e trist, dar se întâmplă. Eu sper că acum în zilele noastre deloc. Na, nu știu ce să zic. Terapia pe care o facem practic e ca un cerc. Este implicat terapeutul, părintele și absolut toate persoanele care interacționează, educatorii, medicul de familie. Foarte importantă este informarea. Noi asta încercăm să facem, să informăm mai departe. Și până ajungem să ne informăm, părinții dau cu capul de prag, să știți, aici toată chestia. Tocmai asta învățăm și pe părinți, la rândul lor, să informeze și să spună. Părinții vin cu diverse probleme. De exemplu, nu știu, merg la dentist și copilul nu stă pe scaun. Da. Dentistul face tot posibilul, dar nu cunoaște procedura și atunci spunem, uitați, putem aplica o desensibilizare sistematică, mai întâi copilul să stea pe scaun, să zâmbească la dentist, apoi să pună mâna, știu, pe o ustensilă și tot așa. Problema nu aș arunca-o la doctor, nu aș arunca-o la învățători, nu aș arunca-o nicăieri. Trebuie să colaborăm. Și tocmai de asta există 2 aprilie și această săptămână de conștientizare. Nu-i suficient să conștientizăm. Da. Noi trebuie să acceptăm, noi trebuie să iubim copiii cu autism, noi trebuie să integrăm în viața de zi cu zi și să informăm mai departe. Până la schimbarea de mentalitate, totuși avem pași importanți de făcut în viața de zi cu zi. Dumneavoastră sunteți două profesioniste care vă întâlniți în fiecare zi cu problemele pe care le-am enunțat uitați în 2-3 minute de când a început emisiunea noastră. Aș vrea totuși să încep, ca la școală o iau, să vă prezentați și să-mi spuneți și mie ce faceți în centru acolo. În centru suntem 5 specialiști, 3 psihologi și 2 terapeuți ocupaționali. Oferim servicii în sistem ambulatoriu, adică terapie individuală 1-1, câte ore își permite părintele, 2-3 ore de terapie individuală pe săptămână și sistem de zi. Sunt copiii de la grupă, de la ora 8 până la 2, ca o grădiniță specială. Oferim consiliere psihologică, avem o cameră de stimulare senzorială, hipoterapie cu la decibel, la Hergelie, la Hemeiuș. Da. Lucrăm și stimularea și dezvoltarea limbajului, oricum terapia include și lucrul ăsta. Consilierea părinților... La fel, e foarte importantă, cum spunea colega mea, e un cerc și dacă părintele nu continuă acasă, e o muncă în zadar, aș putea spune. Sunteți șefa centrului acolo, dumneavoastră? Da, coordonez centrul de zi. Îl coordonați centrul de zi. Da. Bun, și mai fac și terapie. Cumșoara Bereș. Eu sunt terapeut psiholog în centru, lucrez pe sistem ambulatoriu. Ne confruntăm cu multe situații în România pentru că... Părinții nu au bănuții necesari. Da. În mod normal, terapia ar trebui să fie 4 ore pe zi. 4 ore flexibil, de exemplu, când vine copilul de la grădiniță, 2 ore și apoi seara sau cu mai mulți terapeuți. Ar trebui copilul să aibă un coordonator. În România este greu. Este greu din punct de vedere financiar și atunci... Facem tot posibilul să acoperim orele, cât se poate, într-o oră sau două pe săptămână. Am înțeles, dacă este greu, atunci, este greu, mă gândesc, de ce n-ați completat bursele alea, adică bursele, locurile alea, jobul alea în Canada și ați rămas totuși în România. Am rămas în România pentru că dacă schimbarea nu începe de la mine, nimeni nu o să schimbe nimic.
Și mă gândesc că și în România sunt necesari specialiști și pentru acest lucru chiar avem, o să organizăm niște cursuri, de exemplu de shadow. Shadow este un... ca o umbră a copilului. O umbră, da. De aici și denumirea de la shadow, nu? E o umbră. Exact, așa e. De obicei, studenții sunt cei care urmează aceste cursuri, întrucât trebuie să aibă programul flexibil și de obicei dimineața. Este o umbră care ajută copilul să se integreze la grădiniță. Foarte important, mi se pare, să avem tot mai mulți specialiști, mai ales în orășele mici, cum este Bacăul sau, nu știu... În Bacău, vreau să spun, vă avem pe dumneavoastră, slavă ție, Doamne, că vă avem pe dumneavoastră, dar mă gândesc ce facem la țară. La țară trebuie să vină de la... Vin de acolo. De la 35-40 de kilometri să ajungă la... copii care vin și de la Slănic. Care ajung la dumneavoastră, pleacă la ora 6 și ajung la noi pe la 9-10. Pentru o ședință... Pentru o oră de terapie. O oră de terapie. Aia 1-1 la care vreau să revenim la terapia 1-1. Bun. Terapie comportamentală. Ați ieșit în piață când au fost mișcările astea de... Sincer. Nu am ieșit în piață și eu una văd 2 aprilie o campanie de conștientizare. Dar de... nu de 2 aprilie mă gândeam. Nu. Mă gândeam să schimbați ceva, pentru că mi-a zis doamna Dănușoara Vereș, Dănușoara psiholog Vereș, mi-a spus că de la mine trebuie să încep să pornească schimbarea. Ăsta e un slogan pe care copiii ăia și oamenii ăia care au ieșit în piață acolo să schimbe clasa politică, să schimbe, cum să zic eu, modul de abordare și gândire al României, pentru că, și aici vreau să mă opresc, eu să nu mai vorbesc, vă las pe dumneavoastră, am spus-o și într-o emisiune anterioară, tătarii, nemții chiar, hunii, mongolii și turcii și toate popoarele care au fost asupra noastră și ne-au căsăpit și ne-au trecut prin foc și spadă, n-au făcut atâta rău României cât s-a întâmplat acest rău în ultimii 27 de ani, făcuți acest rău făcut de ai noștri. Înțelegeți de ce trebuie schimbarea să plece de la fiecare dintre noi. Așa este. Revin la ce am spus. Nu fac politică, nu mă gândesc la vrem sus, jos, taie, dă-i ciorbea sau... nu facem politică aici. Cred că cea mai mare criză în momentul ăsta nu este neapărat criza politică, cât e individualismul și faptul că noi așteptăm o schimbare, dar nu facem nimic pentru asta. Și toată schimbarea pleacă de la fiecare. Dacă eu sunt un om mai bun astăzi și fac un bine și reușesc să, nu știu, să-mi fac munca de zi cu zi așa cum trebuie, atunci am schimbat ceva în România. Chiar dacă, nu știu, poate salariul este minim, poate că... Dar atâta timp cât eu fac cu plăcere lucrul ăsta, eu am ales să fac asta, puteam să fac altceva, puteam să merg în alt domeniu. Da? Dar atâta timp cât eu vreau să schimb ceva la mine, înseamnă că schimb lumea. Și schimb ceva în viața copilului și în viața familiei. Și în viața familiei. Și unde poți să investești mai mult decât în educație și în sănătate. Sunt două lucruri în care trebuie să investim foarte mult. Hai să spun emoțional, putem schimba, putem schimba noi. Putem schimba noi doctori, noi psihologi, noi învățători, profesori. Noi putem schimba ceva. Pentru că noi, practic, creștem viitorii politicieni. Noi creștem viitorul. Și noi suntem viitorul, da? M-a sus la suflet cu ce mi-a spus acum. Și atunci, dacă noi suntem viitorul, atunci noi trebuie să ne schimbăm, în primul rând. De la generație la generație, viitorul este viitorul. Baza, moștenirea. Lăsăm o moștenire ceva și noi ăștia care suntem un pic mai în vârstă. Nu discutăm despre un conflict de, între generații, dar... Știți cum în viață, dacă nu un pom, o carte, nu sădești, nu ai un copil, trăiești de pomană. Ce lași? Și văd că tânăra generație se gândește ca o sincopă între generații, să-mi asigur eu viitorul, pentru că aia din spatele meu nu prea au făcut-o. Și ați amintit de două domenii vitale pentru un neam, o moștenire pentru o nație. Și spuneați de sănătate și educație. Banii practic, din sănătate dacă... și educație, noi o spunem nu odată și am zis-o pentru că nu am niciun fel de opreliște, au luat altă turnură. Și acum revin cu picioarele pe pământ la ceea ce, la tema noastră, autismul, tratare,
oamenii care fac mecenat, pentru că dumneavoastră ar trebui Haideți să fiți să spunem plătiți. Recuperare. Recuperare, poftim. Da, tratare nu se tratează, nu e o răceală. Din păcate, se recuperează. Da, nu e ca și cum ai lua un fervex sau iei un... Da, exact. Și-ai tratat. Am văzut recent faza cu mămica care s-a dus cu copilul, amintiți dumneavoastră de unul din simptome, e bine zis, un simptom al copilului care are autism, nu stă pe scaunul dentistului. Și m-am spus măhnit, că mă numesc român, și am văzut un medic în București care și-a chemat pasnicii și-a dat afară mămica din spital cu tot cu copil. Pentru că există dezinformare. Pentru că există dezinformare și culmea, medicul ăla era tânăr, de vârsta dumneavoastră, probabil stresat, le-au dublat lefurile la oamenii ăștia, adică să cădem aici. Pentru că dumneavoastră ca psiholog, dacă ați pleca în Germania, spre exemplu, ați câștigat câteva mii de euro lejer. Da. Așa este. Și ați decis să rămâneți aici. Gata, nu mai intervin. Da, în cazul de care ne-ați spus, tocmai spuneam că e foarte important să comunicăm și părinților, să spunem mai departe ce trebuie să facă. Nu toți medicii știu. Un copil din 68, în momentul de față, în lume se naște cu autism. Crește numărul. Nu erau așa mulți. Am situațiile. Și atunci terapia comportamentală este o terapie mai nouă, să zic, adusă în domeniul ăsta autismului. Trebuie cumva comunicat mai departe. Nu toți medicii știu. Trebuie informare. Foarte multă informare. Așa și din partea lor deschidere. Da, și din păcate... Deschidere, bine spus. Da, și deschidere. Mm-hmm. Din păcate, nu numai că nu există informare, există foarte multă dezinformare. Mm-hmm. În sensul că, nu știu, spre exemplu, sunt multe mituri despre autism, că sunt genii, că sunt e o tulburare psihică, că sunt obraznici, că sunt alintați, că sunt... Nu este adevărat. N-am văzut, ați văzut și dumneavoastră, nu-i primește la școli. O să ajungem la o statistică pe care o cere englezii, acum și chiar e un referendum în Anglia legat de chestia asta, de integrarea tinerilor, a vârstnicilor, mai puțin oamenii apți de muncă, dar care sunt bolnavi de autism și totuși sunt niște petiții acolo în Anglia, de unde se dă ora exactă vis-a-vis de modernism. Dar și de conservatorism în același timp. O să discutăm despre ele. Cosma și Damian este titlul, este denumirea centrului dumneavoastră. Au fost medici fără de argint, dacă nu mă înșel. Așa este. Așa este. Da. Și vindecau. Medici fără de argint, sfinți, mucenici. Avem la câteva sute mii de ani, 1000 și ceva de ani după Cosma și Damian, avem doi specialiști, psihologi, care fac și ei mecenat, fără de argint, arginți mulți câștigați, la Centrul pentru Autism de la Melchisedec. Eu personal nu mă pot compara. Cred și încerc să fac treaba în cel mai bun și profesionist mod, dar nu mă pot compara cu sfinții fără de argint. Nu, nici nu se pune. Era așa metaforic vorbind. Da. Ce să vă zic? Am citit în viața lor despre prologe. Nu spuneți nimic despre ei, pe ei lăsăm acolo. Sunt ceva de urmat. Un exemplu demn de urmat pentru cei care cred în așa ceva și avem o panoplie întreagă în calendarul ortodox legat de sfinții fără de arginți, de la Pantelimon și nu mai spun, și pe 30 ianuarie chiar avem, nu aduc în discuție. Mă refer la medicii fără de argint din zilele noastre. Cu salariul cum îl aveți, nu facem cifre, nu dăm cifre, vă luptați ca zi de zi să puteți asigura acea terapie 1-1. Da, avem nevoie este. De câte pe 4 ore pe zi, nu? Ar fi așa, în mod cărți. Normal ar trebui 4 ore. Și noi facem? Vin pe zi, copiii vin de 2-3 ore pe săptămână, în funcție de cum își permite. Media 2-3 ore pe săptămână. Da. Bun, copiii câți? Ia vezi dumneavoastră acum în baza de... Sistem ambulatorul și sistem grupă, 31. 31 de copii. Ce da, la 30 grupă de copii și deci 26 în sistem ambulatoriu, 5 copii la ce grupă. Ce vârste au copilașii ăștia? Cel mai mare are 15 ani. Uh-huh. Și cel mai micuț, cred că e al colegei mele, un an și 2 ani? 2 ani. De la 2 la 15 ani. Da, 31 de copii. Media e undeva de 7 ani, cam da, așa.
Da. Da? Bun. Unde îi primiți? Ce are centrul ăsta? Ce logistică aveți? Ce încăpere aveți centrul acolo? Repetăm lucrul ăsta. Mi-ați spus pe început, dar probabil nu s-a simțit, nu s-a reținut. Centrul este micuț, e format din două camere de terapie individuală, o clasă unde stau copiii de la grupă și o cameră de stimulare senzorială. Ce înseamnă cameră de stimulare senzorială? Și acum intrăm în terapia propriu-zisă. Terapia propriu-zisă este ABA. Așa. Da, terapia 1 la 1 de care vă spuneam. Trupa de muzică sau ABA are o denumire? Din engleză. Cognitiv comportamental aplicată. Așa, nu îmi spuneți da, în engleză, engleză. Probabil acolo are. Exact. Da. Așa, se bazează foarte mult, ține de 4 factori, de vârsta copilului atunci când se începe terapia, dacă se începe la cum e copilul de 15 ani. E foarte greu să lucrez cu un copil care nu a făcut terapie niciodată. Ține de potențialul copilului. Sunt copii cu autism care rămân non-verbal toată viața. Sunt copii cu autism care au limbaj, chiar au și o... Nu știu, se descurcă foarte bine la ceva. Și... vă vorbeam de cei 4 factori. Al treilea factor este... implicarea familiei, care e foarte importantă. Dacă nu își permite familia să facă multe ore de terapie, atunci se continuă acasă. Ce sfaturile pe care le primește de la terapeutul de caz. Al patrulea factor este profesionalismul terapeuților. Cum spunea colega mea, la carte se lucrează cu coordonatori și cu 2-3 terapeuți. Din păcate, la noi se lucrează cu un singur terapeut 2-3 ore pe săptămână. Da? Bun. Terapia se bazează pe foarte mult pe motivația copilului, pe ce este el motivat. El nu este interesat să ne salute, să arate cu degetul, să spună ce vrea, să comunice cu noi. Și atunci ne folosim de recompensă, fie alimentară, fie de jucării, telefon, da, nu știu de ce ne mai trebuie. Da, gândiți-vă, da, dacă ați venit la serviciu și nu ați primit salariu, cam așa e și la ei. Nu, eu mă gândeam la cu totul recompensa. Altceva și sper să nu mă înjure nimeni care se uită la noi. Acum ați văzut și dumneavoastră câinele lui Pavlov. Dau un exemplu care nu prea are legătură, dar omul ăla, câinele era atent în momentul când se aprindea lumina aia. De ce spun că e atât de dificil de luat de la origini, de la sorgintea ei de acolo de jos, când lucrați cu un copil? Ați fost la delfinariu vreodată? Da. În Constanța. Dacă nu îi dai peștișorul delfin, el nu sare pe cercul ăla. Da, așa este. Așa și aici plecați de jos, practic, plecați, ca e probabil un succes zdravăn pentru dumneavoastră să-l vedeți pe copilul ăla că ridică privirea și zâmbește. Da, așa este. Nu? Sau nu mai spun că am și un nepoțel care îmi spune când plânge, nu vreau boboane sau vreau caramele și dacă nu-i dau o caramică, nu. Da. Cum spunea colega mea că și noi suntem motivați de diverse, intrinsec sau extrinsec se cheamă. Intrinsec când așa. Îți dorești pentru că ție îți place lucrul respectiv și ți-l dorești foarte mult și atunci nu lucrezi pentru ceva material sau extrinsec când lucrezi pentru ceva material. Da. Copiii nu au partea asta intrinsecă, clar că folosim pe cea extrinsecă. E foarte important la începutul terapiei să cunoști copilul și motivațiile lui. Le faceți anamneza, probabil, și vedeți și unde și o diferență cum. Mare între cum așteptăm noi salariul, spre exemplu, cum a spus colega mea, și cum așteaptă ei recompensa. Ei nu așteaptă. Ei au nevoie atunci. Da. Deci ei nu pot să aștepte. Și, da, bine, sunt mai multe tehnici, spre exemplu, tehnica cu tocăni. Spre exemplu, când asta, primesc... Pe scurt să spuneți, când se face nesperate, că trebuie să luăm publicitate. Sigur, imediat, foarte repede. Da. Pur și simplu, spre exemplu, începem de la 2 buline. În momentul în care primește 2 buline, el primește recompensa și tot mărim numărul de buline până el, practic, așteaptă foarte mult până a primi recompensa. Iar apoi, când se termină activitatea, primește recompensa respectivă. Ajungem la... Da. Așadar, doamnelor și domnilor, probleme autism, cum tratăm, cu cine tratăm, implicarea familiilor care au în componența lor un astfel de copilaș. Rămâneți cu noi, revenim și după pauză, doar 2 minute.